Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Europa Cristiană. În această săptămână m-am gândit să vorbim despre un om, un filozof și gândirea lui, una dintre cele mai influente gândiri asupra creștinismului occidental de secol 20, cu ramificații, cu reverberații, cu consecințe în multe, multe planuri, vom vedea în această emisiune. Vom vorbi astăzi despre Jacques Maritain. Mărturisesc că ideea acestei emisiuni mi-a venit ca urmare a unei noi apariții editoriale, editura Spandugino, Jacques Maritain, o filozofie a educației, o carte care a fost tradusă și prefațată de doamna Miruna Tătaru Cazaban. Doamna Cazaban, împreună cu domnul Cazaban, coordonează o colecție la editura Spandugino. În cadrul acestei colecții a apărut și această carte, Jacques Maritain, o filozofie a educației. Vom vedea de ce este foarte importantă această carte. Ea este, de fapt, cumva în dublaj sau în consecință a uneia dintre cărțile fundamentale ale lui Jacques Maritain, despre care vom vorbi imediat, un pic mai târziu. Dar nu mă opresc, nu vreau să continui prea mult, fiindcă a sosit momentul să vă prezint invitatul emisiunii noastre. Este un invitat a care ținem enorm, a cărui prezență în studioul Europa Cristiană ne aduce întotdeauna nu doar un plus de valoare, ci și o mare bucurie personală. Sunt convins că și în cazul dumneavoastră aveți aceleași sentimente. Se află alături de noi domnul Bogdan Tătaru Cazaban, directorul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei, din Academia Română, de la Academia Română. Bună seara, domnule Bogdan Tătaru Cazaban, bine ați revenit la Europa Cristiană. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru acest prilej. Domnule Bogdan Tătaru Cazaban, nu cred că există vreun gânditor în Europa, în Europa, cel puțin în Europa, să spun, a ultimului veac, care să se lipească mai bine de titlul acestei emisiuni, Europa Cristiană. Nu cred. E o potrivire extraordinară că mă și întreb după atâția ani de ce mi-au luat atâția ani să fac o emisiune despre Jacques Maritain. Dar haideți să începem cu începutul. Cine este Jacques Maritain? Jacques Maritain este, în primul rând, o personalitate atașantă. Despre el, prietenii lui spuneau că pot să nu fii de acord cu ceea ce scrie sau cu ceea ce crede el, dar este imposibil să nu-l placi. Asta spune foarte mult despre felul în care el a reușit să se insereze în viața intelectuală, franceză și apoi occidentală, largă, până în cele două Americi. Și spune foarte mult și despre iradierea pe care personalitatea lui a avut-o în aceste medii. Astăzi cunoaștem mult mai puțin, în orice caz de la distanță, despre influența pe care a avut-o, despre rolul pe care l-a jucat cu adevărat în viața intelectuală occidentală. Dar e prilejul de a-l readuce la lumină, cel puțin pentru noi aici, în acest plan. Și de a spune că a fost un filozof care, întâi de toate, provine dintr-o familie burgheză, liberală, pariziană și care a dat un reprezentant important al celei de-a treia republici, Jules Favre, era bunicul lui. Această familie era de orientare socialistă, anticlericală, în orice caz, nu predispunea sub nicio formă la destinul pe care l-a avut Jacques Maritain și soția lui Raisa, pentru că ei sunt un cuplu extraordinar, care împreună au avut rolul și au avut iradierea despre care vorbeam mai înainte. Jacques Maritain se convertește de vreme împreună cu soția lui. Le-ai de spus, s-a născut în 1882. La Paris. Da. A avut o educație firească pentru lumea din care provenea, făcut Henri IV, apoi Sorbona filozofie și avea o înclinație pentru științele naturii.
a fost cât pe ce să devină un biolog important, chiar și după convertire. Totuși, vocația lui filozofică a fost cea mai puternică până la urmă, sau vocația metafizică, cum spuneam. Da. Era un filozof de vocație, asta este cert. În tinerețea lui, vă spuneam, s-a convertit, dar nu înainte de a se îndrăgosti de Raisa, care era provenea dintr-o familie evreiască ucraineană, refugiată la Paris, și care făcea și ea filozofie. S-au întâlnit la o strângere de semnături pentru o cauză pe o temă de socialism anarhic, să spunem. Erau foarte rebeli la 18-19 ani. S-au îndrăgostit și au hotărât că dacă într-un an de zile nu vor descoperi sensul existenței, au hotărât să-și pună capăt zilelor. În timpul unei plimbări prin jardinul de Luxemburg, în fine. Soția lui, Raisa, povestește acest lucru într-una dintre marile cărți scrise de ea, care relatează, de fapt, istoria lor, din prima parte a vieții lor, se numește Les Grandes Amitiés, Marile Prietenii. În acest an în care au hotărât să facă, cum spunea Raisa, încredere existenței și să aștepte un răspuns din partea necunoscutului, întâlnesc un scriitor francez catolic, intransigent, la antipozii profilului lor spiritual, care era foarte intelectual. E vorba de Léon Blois. Întâmplător, dau peste o carte a lui, Léon Blois îi primește, în urma unor scrisori, se împrietenesc și contribuie, ca, dacă vreți, instrument providențial, la convertirea lor. Convertirea lor înseamnă botezul, evident. Catolic, da. Evident. Și apoi o viață care este o viață obișnuită din punct de vedere spiritual. Este o viață cu care a primit și care a revărsat enorme daruri care pornesc de la acest botez. Ei povestesc cum au resimțit efectele harului imediat după botez și cum viața lor într-adevăr a devenit o viață reînnoită. Acum, ce mi se pare mie interesant în ce ne-ați spus și în viața lui Jacques Maritain, este că, în general, intelectualii care au, să spun, această sensibilitate metafizică, pornesc de la bun început pe drumul ăsta. Jacques Maritain pleacă de la științele naturii, cum bine ați spus, dar era pasionat de fizică și de chimie, și căuta mereu această, de la bun început, ceea ce este cumva neobișnuit pentru un tânăr, căuta această, cum să spun, această unitate, această legătură între cele ale spiritului și cele ale materiei, ale naturii, ale fizicii. Pentru că, în general, mai ales la 18-19 ani, o epocă ale sau alta. El era mereu în tensiunea căutării unității dintre cele două. Nu l-au mulțumit nici studiile de fizică și de așa, nu l-au mulțumit nici studiile de filozofie. Era într-o căutare cumva. Și asta mi se pare că l-a urmărit toată viața. L-au întâlnit prin medierea unor prietenii, pentru că prietenii au jucat în viața lui un rol esențial și el în viața prietenilor, de facturi foarte diferite. La prieteni pentru care viața spirituală însemna totul, unii dintre ei fiind preoți, până la prieteni care se aflau complet la antipozii vieții spirituale, de pildă Jean Cocteau sau prietenii din jurul lui Jean Cocteau. Dar care roiau în jurul acestui cuplu ca fluturi în jurul luminii, adică ei simțeau forța iradiantă extraordinară, că era o forță spirituală. Și desigur că această forță iradiantă izvora dintr-o personalitate, cum vă spuneam, foarte atașantă, extrem de agreabilă, foarte atentă la celălalt. Toți evocă privirea lui, pe această privire albastră, care îi copleșea pur și simplu cu tandrețea, blândețea, atenția spirituală de care simțeau că au nevoie. Așa cum bine ați spus, Jacques Maritain aspira spre, nu doar spre sens, spre absolut,
ci, bineînțeles, spre unitatea, de fapt, întregii cunoașteri. Și l-a descoperit pe Henri Bergson, care a fost esențial în parcursul lor filozofic-metafizic, de care s-a despărțit prima lui carte de filozofie, este o carte anti-Bergson, da. Și încheie cu o salvare, cu un elogiu adus maestrului lui, ultima carte de filozofie, care a și primit marele premiu al Academiei Franceze pentru filozofie, când Jacques Maritain era la aproape 80 de ani, este o carte care se încheie cu elogiul lui Bergson. Încercând, cum bine mărturisea el, să recupereze vehemențele de tinerețe. Pentru că de ce el este un anti-Bergsonian? Este un anti-Bergsonian după convertire și după descoperirea Sfântului Toma de Aquino. Okay. La portretul acesta intelectual pe care încercăm să-l facem și spiritual, trebuie să adăugăm faptul că după convertire, Jacques Maritain împreună cu soția lui îl descoperă pe Toma în urma recomandării părintelui lor spiritual, părintele Clerisac, un dominican, aflat atunci în exil pentru că în Franța ordinele monahale erau în exil în perioada aceea, pentru că biserica se afla sub o presiune anticlerical extraordinară. Mai interesant e de spus, cred că, ce a căutat el la Bergson. L-a fascinat, cum spuneam, în căutarea asta, ideea asta a elanului vital. Da. Care, știm că e un concept central în gândirea lui Bergson. Pe cât de puternic, pe atât de vag. Și lui și Raisei li s-a părut la un moment dat că aici pot găsi un pic marile răspunsuri, dar a venit convertirea, a venit descoperirea lui Hristos, a venit descoperirea lui Toma d'Aquino și... Și Maritain a devenit treptat un filozof quasi-oficial al Bisericii Catolice. El a aplicat în toată viața lui un echilibru absolut dificil între ascultare față de magisteriu, adică față de autoritatea pontificală, față de autoritatea romană, și independență, care s-a manifestat mai ales în ceea ce se numește filozofia secundă, adică în filozofia etico-politică. Ce e foarte interesant, pentru că pe cât își dorea să fie de fidel, să spunem, spiritului lui Toma de Aquino, deși era un tomist foarte original și a fost până la capăt un tomist foarte original, pe atât era de independent în privințele etico-politice. O să vorbim despre asta în a doua parte a emisiunii, pentru că e una dintre consecințele cele mai vizibile astăzi ale gândirii. El este contemporan prin această dimensiune secundă, mai ales, pentru că, desigur, metafizica lui, etica lui pot fi descoperite mai cu seamă dacă ești interesat de istoria neotomismului. Lui nu-i plăcea să-i se spună că este neotomist și nici paleotomist, cum spunea el ironic. El se considera o voce a lui Toma de Aquino în lumea modernă, în lumea contemporană. Se vedea ca un antimodern, așa și debutat, ca un antimodern, nu pentru a rămâne antimodern, ci pentru a propune ceva ultramodern. Pentru că el considera că modelul tomist al relației dintre rațiune și credință, dintre revelație și inteligența naturală, este de fapt un model peren. Adică el oferă un instrumentar adecvat pentru cunoașterea adevărului, pentru accesul la adevăr, atât cât omenește este cu putință. Și atunci lui se părea că al propune pe Toma de Aquino contemporanilor, adică a propune filozofia creștină contemporanilor, este o formă de ultramodernitate, nu este o formă de antimodernitate. Tocmai această deschidere a lui către ultramodernitate e de spus că în interiorul cercului tomist, care era și este aproape o mică sectă, să spun așa, filozofică, între ghilimele, tomiști clasici precum Étienne Gelson îl acuzau de deviaționism, să spun, și nu-i recunoșteau neapărat tomismul. În fine, poate odată o să facem și o emisiune. Gelson, în schimb, îl iubea foarte mult și l-a susținut foarte mult. Da, fără îndoială. Dar lui Gelson nu-i plăcea această ultramodernitate, această idee că poți face din Toma un vehicul al veacului 20 și...
Da, Gibson avea o perspectivă mult mai istorică și mai adecvată. Da. Noi, de fapt, îl putem citi mult mai adecvat pe Toma de Aquino astăzi prin lentilele lui Gibson decât prin interpretarea lui Maritain. Maritain este un filozof original. Da, da, da. În această, v-am spus, tensiune între fidelitate și rebeliune. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că avea un simț extraordinar al modernității, asta este paradoxul lui, o sensibilitate foarte mare pentru lumea în care trăia și care s-a manifestat mai ales, v-am spus deja, în zona etico-politică și în zona artistică. Uh-huh. Adică avea un gust impecabil pentru modernitatea artistică a acelei vremi. Belle Époque și, bineînțeles, consecințele ei până în anii 30-40. Bun. Una din, mai e de adăugat că a trăit mult, a trăit 90 de ani, a murit în 1973 și că pe parcursul acesta al vieții a fost întotdeauna un gânditor, să spun central, a fost prieten personal cu vreo 2-3 papi, cei din timpul vieții lui. A fost ambasador al lui Charles de Gaulle. A fost ambasador al Charles de Gaulle la Vatican, așa este. 3 ani de zile, a fost șeful delegației franceze la UNESCO, unde a susținut un mare discurs care a rămas în arhivele acestei organizații internaționale, care un mare discurs în favoarea drepturilor omului, a fost un mare promotor al drepturilor omului, al declarației drepturilor omului. Apoi a fost recunoscut în mod vizibil, solemn, de Papa Paul al VI-lea, care în anii 20 îl tradusese pe Maritain italiană, drept un maestru al său, și tot Papa Paul al VI-lea l-a solicitat prin diversi mediatori ca să contribuie la unele dintre declarațiile solemne ale Conciliului Vatican II. Este una dintre moștenirile lui Jacques Maritain în Biserica Romano-Catolică. Continui tot cu Paul al VI-lea, care realmente a avut o admirație enormă și care l-a numit pe Jacques Maritain, ceea ce e foarte rar din perspectiva aceasta de la acest nivel, un maestru în arta gândirii, în arta rugăciunii, un maestru în arta de a trăi, de fapt. Adică e o recunoaștere extraordinară, dar pe măsura acestei vieți extraordinare, care a influențat enorm de multe vieți, nu doar în plan intelectual, pentru că nu vorbim doar de acest tip de iradiere, ci mai cu seamă în plan spiritual. Acum, a scris mult, a fost un intelectual activ, prezent, a predat de la Paris, în America, în fine. Ecourile gândirii lui s-au văzut și în America de Sud și în toată Europa și așa mai departe. Probabil că una dintre cărțile cele mai importante pe care le-a scris și la care întotdeauna se face referire de câte ori vorbim despre Jacques Maritain, pentru că pare că reprezintă cel mai bine gândirea lui, este o carte care se cheamă Umanism Integral, probleme temporale și spirituale ale unei noi creștinătăți. Eu am aici o ediție ceva mai veche, de acum câțiva ani, de la Ratio et Revelatio. Cred că este prima traducere. Și e prima traducere a acestei cărți. Bun. Această carte, Umanism Integral, are aproape ca o consecință firească cartea pe care am prezentat-o inițial, și anume cea care ne-a adus astăzi la această discuție, O filozofie a educației. Și aș vrea ca să vorbim un pic despre aceste două cărți împreună și apoi și să punem accent un pic pe educație. Dar cred că nu putem înțelege pe a doua decât prin prima. Prin urmare, ce este umanismul integral? Prin ce se deosebește? Noi știm ce e umanismul. De la școală învățăm, în clasa a noua, nu știu, este acea concepție despre lume și viață care pune pe om în centrul atenției, care dă centralitate omului. Nu? Renaștere, bun, Protagoras întâi, omul e măsura tuturor lucrurilor, o tradiție a gândirii, renaștere. Cam asta știm că e umanismul. Dar umanismul ăsta integral, Jacques Maritain, ce este? Este complementul necesar, ca să nu spunem opusul a ceea ce tocmai am evocat. Adică este un umanism teocentric. Dacă
umanismul, să spunem, renașentist în formula aceasta foarte reducționistă și care a avut succes, este cel care pune în centru tuturor lucrurilor omul, ca măsura tuturor lucrurilor, deși nu putem reduce la asta umanismul renașentist. Subliniez, ar fi... Ne-a spus ce învățăm la școală în trei rânduri. Na. Bine, umanismul integral este o formulă pe care Jacques Maritain a propus-o și care a avut un succes extraordinar. Este, de fapt, o reacție. O reacție din perspectiva credinței. O reacție care spune că nu putem să înțelegem cu adevărat omul, adică demnitatea lui, dacă îi eliminăm dimensiunea relației cu transcendența. Umanismul integral este, vă spuneam, un umanism teocentric în care omul este înțeles din perspectiva relației lui cu Dumnezeu, cu cel care l-a creat, cu cel care îi oferă demnitatea inviolabilă, tocmai prin pecetea pe care o pune actul creației. E o antropologie creștină, în fond. Este o, o antropologie creștină. Aceasta e, să spunem, inima, inima umanismului integral. Umanismul integral este, desigur, și un personalism, evident, pentru că Maritain a fost unul dintre cei care i-au influențat pe cei din anii 30 care s-au formulat pentru prima dată filozofia personalistă și s-au constituit ca grup care a generat apoi revista Esprit, care există și astăzi. Lucrul acesta s-a petrecut în anii 30. De ce spun că este și un personalist? Pentru că pentru umanismul integral, omul este înțeles în primul și în primul rând ca persoană. Ori aici e o întreagă dezbatere din anii 30 în care se formulează pentru prima dată ce înseamnă persoana. Este o contribuție a filozofiei moderne, deși Maritain revendică rădăcini tomiste și chiar mai vechi decât Sfântul Toma. Totuși trebuie să subliniem pentru cei care ne ascultă că este vorba despre o contribuție modernă când ne referim la personalism. Persoana umană este în primul și în primul rând dimensiunea spirituală a omului. Și se definește prin antiteză, dacă vreți, cu dimensiunea lui individuală. Ceea ce are consecințe. Deci individ și persoană, individ și nu, persoană același nu e același lucru. Nu e același lucru. Persoana este omul înțeles în dimensiunea lui spirituală, ca natură spirituală. Și înțelesul persoanei nu vine decât din perspectiva teologiei persoanei. Pentru că în Dumnezeu, de fapt, persoana este absolută și infinită. Și doar pentru că Dumnezeu este persoană, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este la rândul lui persoană și are vocația de a fi persoană, fiind o ființă relațională. În fine, în anii 30, în mediul francez, un gânditor ortodox ca Berdiaev pune această problemă în mod foarte acut și, desigur, făcând o tensiune foarte mare între natură și persoană. Natura, persoana fiind ceea ce depășește natura și fiind chiar un fel de antinatură. Ei bine, în cazul lui Maritain, lucrurile sunt, sigur, inspirate și din acest cocktail filozofico-teologic al anilor 30. El se revendică, cum vă spuneam, de la înțelegerea persoanei pe care o are Sfântul Toma și de la înțelegerea persoanei, în primul rând, în creștinism. Deci, umanismul integral este o pledoarie pentru înțelegerea omului în integralitatea lui ca persoană, adică în calitatea lui de natură spirituală care îi conferă dimensiunea absolută. Dar, ceea ce e important, e că umanismul integral este o carte care vorbește despre problemele temporale. Adică este o reacție a lui Jacques Maritain la războiul civil din Spania. Unde riscul pe care el îl observă, care era un risc mai general în acea perioadă, dar acolo se acutizase în mare măsură, într-o măsură dramatică, este cel de a ca biserica catolică, despre ea vorbim, să se atașeze în mod greșit de o parte a acestui conflict, respectiv de mișcarea franchistă, care pretinde că îi apără status quo-ul.
Uh-huh. Adică apără tradiția, apără ceea ce reprezintă biserica în societate. Biserica catolică, încercând în felul acesta să-și prelungească un tip de prezență, un tip de manifestare, de acțiune, care, potrivit lui Jacques Maritain, făcea parte dintr-o altă lume, pe care el o numește creștinătate sacrală. Uh-huh. Adică acea lume în care creștinismul prin biserică, prin instituția bisericii, reprezintă principiul ordonator absolut. El simte că lumea în care trăia încă din acea vreme, încă din anii 30, este cu totul diferită de această creștinătate sacrală și că șansele unei creștinătăți, pentru că nu vorbim de creștinism ca religie, ci de creștinătate, adică de civilizația creștină, Europa creștină, șansele acestei creștinătăți nu sunt altele decât de a înțelege că trebuie să evolueze sub o altă formă, pe care el o numește creștinătate profană. Adică, într-o lume în care biserica nu mai reprezintă o forță instituțională politică, ordonatoare și, în primul rând, politică, ci o lume în care biserica rămâne o forță spirituală, evident că are o pondere socială pe care o dau, de fapt, membrii ei, în fond, dar lumea aceasta este definită prin pluralism, e o lume care, prin pluralismul opiniilor, al orientărilor, e o lume care, în care este acceptată libertatea religioasă și libertatea de conștiință. E, în fond, un mod interesant de a introduce în interiorul unei gândiri creștine, fundamental creștine și niciodată altfel, conceptul laicității, nu? Care are în Franța o glorioasă tradiție. O istorie foarte complicată. Trebuie să spunem că în acea perioadă Jacques Maritain încă mai spera și folosea această formulă creștinătate profană în viitorul unei civilizații creștine ca atare, adică în eminamente creștine, nu se referea la civilizația occidentală, evident. El, care era extrem de atent la toate celelalte civilizații și nu avea nici o tendință hegemonică. Prietenii lui, mulți dintre ei convertiți în urma întâlnirii cu el, nu? Da. Unii dintre ei au fost îndemnați de el să studieze alte religii, culturi, civilizații. Lui Massignon, de pildă, s-a orientat spre lumea musulmană și a devenit un specialist în mistica musulmană. Alții s-au orientat spre budism. În orice caz, Maritain, ce vreau să spun este că prin umanismul integral, prin această viziune asupra creștinătății profane, de fapt face o mișcare esențială pentru modernitate, și aș spune pentru faza contemporană a modernității, introduce în lumea catolică gândirea asupra non-hegemoniei catolicismului. Dar pentru asta el încearcă și pledează pentru ruperea relației dintre biserică și politică, pentru că orice relație de natură politică este o relație în care inevitabil alegi una din părți. Și mai pledează pentru ceva? Pentru independența laicilor creștini, sigur că vorbește numele laicilor catolici, în materie de alegeri etico-politice, nu etice în sensul morale, ci în materie politică. Cu alte cuvinte, el vede în anii 30 riscurile, pericolele imense ale extremelor, dreapta, stânga, este un autor care a scris împotriva comunismului, împotriva, evident, riscului foarte mare, și este un autor care a scris împotriva național-socialismului, împotriva fascismului, iar atitudinea lui de centristă, de fapt, de prezervarea independenței bisericii în chestiunea războiului civil din Spania, l-a făcut să fie unul dintre autorii antifasciști, de fapt antinațional-socialiști, de marcă, adică de prim plan. Era pe lista neagră atâta Gestapo-ului, care l-a căutat în anii 40 după invadarea Franței la Institutul Catolic. Mă rog că el nu mai era pe acolo. Nu era, era în America, din fericire, din 39, dar era pe lista neagră a franchiștilor, evident. Adică erau discursuri împotriva acestui filozof catolic Maritain, care tulbura apele. În ce sens? În sensul în care susținea că biserica trebuie să nu ia parte unei
părți, da, cum se spune în aceste lucruri. Acum, legătura pe care el o face directă, și iarăși, și ăsta este un element care este atât de prezent, cel puțin în societatea românească, dar cred că în toată societatea europeană astăzi. Legătura pe care el o face între concepția lui despre om, acest umanism integral, raportul om-societate, e de spus că el, de pildă, vede acest raport între om și societate într-un mod foarte interesant. El spune că omul este un întreg în sine, fiind această, cum să spun, întâlnire a materiei cu spiritul, dar în același timp e o parte. E în același timp și întreg și parte, și spune el, nimic altceva în natură nu este ceva, nu este așa. În fine, și educație. E foarte interesant asta, pentru că la vremea respectivă problemele educației, pedagogia și altele, erau niște lucruri mai degrabă, ai țineau mai degrabă de metodă. Bun, cum predăm copiilor cum să scrie frumos, ce le predăm copiilor? Era așa o discuție, repet, pedagogică în sensul aproape autonomizării unei științe care se poate numi pedagogie. În vreme ce el înțelege prin educație mult mai mult. Și așa facem trecerea la această filozofie a educației despre care am vorbit la începutul emisiunii. Este o filozofie a educației, de fapt în original pur în filozofie de l'éducation, este ultima versiune a textelor lui despre educație, pe care le-a scris de-a lungul câtorva ani, spune în mai degrabă în deceniile al patrulea și al cincilea. Mai ales în urma experienței americane, deși el începe să se preocupe de educație, de pedagogie, încă din anii 20. Această carte este așadar ultima lui voce despre educație și o și prezintă ca atare. Vă spun că este o carte după experiența americană, pentru că e foarte important să facem acest parcurs între umanismul integral, anii 30, mijlocul anilor 30, Franța interbelică și, desigur, perspectiva războiului, și experiența americană a lui Jacques Maritain, care este chemat în America să predea la mari universități americane, descoperă America cu un entuziasm extraordinar, descoperă ce înseamnă să predai într-o universitate americană, ce înseamnă libertatea religioasă americană. Nu putem spune că reface experiența tocviliană, dar experiența tocviliană de descoperire a Americii și de antiteză cu Europa, mai în special cu Franța, este totuși o experiență paradigmatică pentru mulți gânditori francezi, pentru Chateaubriand, de pildă, pentru Maritain, iată. E primit extraordinar în America, îi se oferă catedre, îi se constituie catedre pentru el, începe să publice în limba engleză parte din această carte pe care o avem acum în limba română, a apărut de fapt în 43 în limba engleză. După care el le rescrie, le republică în limba franceză și finalul, versiunea finală o avem în 69, după mai 68, și după bulversările din mai 68 în limba franceză. Ce vrea să spună cu o filozofie a educației? Vrea să spună că nu putem avea o viziune asupra educației neutră. Și că nu putem să confundăm mijloacele cu scopul. Că tendința în lumea în care el deja trăia și era foarte bătrân, deja, cum spune el, era un arbore, un copac bătrân, tendința era de a privilegia mijloacele, de a le absolutiza în educație, de a le confunda cu scopurile, ori el vrea să repună lucrurile în matca lor și să spună că pe fundal trebuie să avem o viziune despre om. Despre ce vrem să construim. Despre ce vrem să formăm. Să formăm. Și că educația este diferită de instrucție. Uh-huh. Educația este mult mai generală, mai universală și are în vedere persoana umană. Adică are în vedere tocmai scopul despre care el vorbea în umanismul integral. Umanismul integral se află la baza acestei viziuni a educației. Da, da. Adică educația nu poate să fie integrală, pe deplin umană, pe deplin fidelă demnității umane, potrivit lui Jacques Maritain, dacă nu respectă relația cu transcendența. Prin urmare, dacă nu conține dimensiunea spirituală, respectiv religioasă.
Dar ceea ce este și mai interesant la Jacques Maritain este că el e un gânditor al acestei, al umanismului integral, într-o lume ca a noastră, adică într-o lume plurală sau, să spunem, sau pluralistă, într-o lume în care deja tradiția Franței era de așa natură, se prezentau mai multe filozofii, mai multe viziuni asupra omului, cumva egal legitime, spunea el, din punct de vedere cultural. De asta are un final această carte, o filozofie a educației, despre problema școlii publice în Franța. Pentru că acolo Maritain aplică ceva ce este definitoriu pentru gândirea lui politică, și anume, vorbește despre necesitatea unui numitor comun minim, civic, el numește Carta Morală a Națiunii, am putea să spunem expresia unui pact național civic, ale cărui valori trebuie să fie prezente în sistemul educațional, indiferent de viziunile care se află pe fundal atunci și pe care le au profesorii sau pe care le nutresc elevii, respectiv studenții. Cu alte cuvinte, în aceeași școală se întâlnesc creștini și cei care nu sunt creștini. El nu vorbește încă, deși se gândește la perspectiva aceasta, la cei de alte religii. El se confruntă cu non-creștinismul, adică cu ateismul, de fapt, nu cu agnosticismul, dar cu formulele occidentale, spunem, ale distanței, ale alterității religioase. Și el spune, în școală trebuie să fim cu toții. Trebuie să adoptăm acest minim care este Carta Civică a Națiunii, dar Carta Civică a Națiunii nu trebuie să fie reducționistă. Adică nu trebuie să reducă educația, sistemul educațional, la un instrument al acestei cărți civice. Ci trebuie să permită doar ca întâlnirea noastră să fie posibilă și ca educația să aibă realmente un efect benefic, pozitiv în societate. Dar educația nu se reduce și nu se justifică prin efectul ei social. Educația are ca finalitate omul integral, persoana umană. Că asta este un gând care sună aproape revoluționar și astăzi. Pentru că noi astăzi gândim educația în sensul fructificării ei sociale. Eu cred că astăzi gândim și îmi cer iertare că sunt atât de clar, mai clar poate decât în alte dăți. Eu cred că noi gândim educația din perspectiva erorilor pe care Jacques Maritain le pomenește referindu-se la educație la începutul acestei cărți. Această obsesie pentru metodă pe care noi avem astăzi, obsesia metodei. Cum predăm? Să nu cumva să predăm așa pentru că se supără unii, să nu cumva să predăm așa, dar să predăm așa ca să le placă tuturor, ca să suntem obsedați de metodă, adică exact ceea ce Jacques Maritain spune că trebuie să fie în plan secund. Plan secund, suntem obsedați de pragmatism, una dintre erorile pe care le explică el. Suntem avem o perspectivă mai degrabă sociologică, sociologizantă asupra educației. Iarăși este una dintre erorile pe care el le prezintă la începutul acestei cărți. Și mai mult, ceea ce mi se pare mai interesant, este subliniată, îmi îngădui să spun și în postfața pe care a scris-o soția mea la această carte, el vede încă din acea vreme unul dintre riscurile cu care se confruntă educația, și anume modernă, contemporană, și anume iluzia tehnocrației, ceea ce lui se pare chiar un pericol pentru democrație, în sensul în care sper că vom vedea că el înțelege. Da, se pare că am comis toate, noi, europenii, să spun, am comis toate erorile asupra cărora Jacques Maritain ne atrăgea la jumătate, imediat după al doilea război mondial, ne atrăgea atenția. Nu e bine să facem asta. Am făcut exact ceea ce el în această carte spune că nu e bine. Și vedem până la urmă. Și o face cu o delicatețe, adică pentru un filozof tomist, creștin, intransigent în opțiunea lui, el scrie această carte cu o delicatețe și cu o dorință de a se obiectiva absolut extraordinară. Domnule Bogdan Tătaru Cazaban,
Pentru că, într-adevăr, personalitatea lui Jacques Maritain a reverberat în foarte multe planuri. Nu vreau să încheiem această emisiune fără să vorbim un pic despre o altă dimensiune a influenței lui, a importanței lui, a vieții lui până la urmă. Cel puțin la fel de actuală precum cea despre educație pe care am evocat-o, și anume dimensiunea lui politică. Se spune despre Jacques Maritain, că a fost unul dintre cei mai importanti susținători ai doctrinei, ai filozofiei drepturilor fundamentale ale omului. Asta ați spus-o, am spus-o. Și derivă, dacă vreți, din această concepție a umanismului integral. Dar de asemenea se spune despre el că este unul dintre cei mai importanti, că nu primii gânditori sau de o influență de primă linie pentru creștin democrația europeană, nu? Un curent care devine politic după al doilea război mondial. Dar aș vrea să rămânem asupra unei chestiuni un pic anterioare. Jacques Maritain a fost, cum știm, la un moment dat într-o relație de apropiere cu acțiunea franceză. Prima lui formă de implicare. De implicare politică. Nu? Acțiunea franceză, foarte pe scurt pentru telespectatorii noștri, o grupare, o mișcare politică apărută cam la 1900 și care devine brusc naționalistă, xenofobă, antisemită, antirepublicană, regalistă, chipurile pro-catolică, condusă de un personaj extraordinar al vieții intelectuale franceze, Charles Maurras, care el însuși se definește ca fiind agnostic. Și spune, eu recunosc rolul creștinismului pentru că ne ține uniți. Dar eu personal nu cred. Această mișcare are un succes extraordinar. În Franța se întâmplă ceva, și aici aș vrea să vorbim un pic. Se întâmplă ceva. În 1926, Papa Pius al XI-lea condamnă această mișcare. Pe motiv că, și subliniez mai ales pentru urechile de azi, subordonează biserica unui proiect politic. Din acest motiv, Jacques Maritain scrie o carte care reprezintă detașarea lui de această mișcare. El nu era implicat politic în această mișcare, mai degrabă filozofic. Scria la o revistă care era patronată de L'Action Française. Cred, nu știu dacă a scris și în L'Action Française în publicație. Cartea de demarcare totală este La Primauté du Spirituel, adică primatul spiritualului. Iată. Primatul spiritualului, care răsturna de fapt o formulă a lui Maurras despre primatul politicului. Politicului, sigur că da. Dar important asta pentru că trăim asta. Asta se pare că biserica creștină în toată Europa și la noi și după al doilea război mondial se află mereu confruntată cu această tendință a unora, credincioși sau nu, de a o confisca în scop politic. El vrea să reimpună atunci să reașeze pentru publicul credincios, în special catolic, ierarhia finalităților, finalitatea spirituală, care este prin excelență finalitatea bisericii și care este superioară oricărei finalități, adică implicit finalității terestre a societății de pe acest pământ, și, desigur, pleda pentru, în vremea aceea, în anii 20, pentru acest drept indirect al bisericii în virtutea finalității spirituale superioare de a influența, să spunem, moral opțiunea, de a orienta moral opțiunea politică. Asta era prima versiune incipientă. Și cum ajungem la creștin-democrația de după al doilea? El ajunge la o formulă foarte, care a fost foarte asimilată după cel de-al doilea război mondial, da. Și care, de fapt, este maturizarea acestei opinii a primatului spiritualului și a umanismului integral, care reprezintă etapa a doua, printr-o carte pe care o scrie în 42 în America, o publică la începutul anului 1943 și care este tipărită în așa fel încât să poată să fie parașutată de aliați pentru a susține rezistența împotriva nazismului. Se numește Creștinism și democrație. Cred că la aceasta vă referiți. A avut un ecou mondial. În primul rând pentru că a fost muniție pentru rezistență.
ceea ce este extraordinar. Dar ea reprezintă o etapă de maturitate a gândirii politico-politice a lui Jacques Maritain. Ce susține el acolo? Susține că, de fapt, nemai vorbind despre creștinătatea profană, adică despre o formă de civilizație creștină profană, nu? În lumea care este definită de pluralism, nu mai vorbește așa, el vorbește despre inspirația esențialmente evanghelică a democrației moderne, despre faptul că există o legătură indisolubilă între democrație și creștinism din perspectiva acestei inspirații fundamental creștine a democrației, pentru că democrația pe care noi o practicăm cu idealurile acestea este o democrație care a trecut prin istoria creștinismului, nu este democrația greacă, sigur, la care ne referim, evident, ca la o paradigmă fondatoare. Jacques Maritain reia inclusiv o viziune a maestrului său Bergson din cele două surse ale moralei și ale religiei. Bergson vorbea despre inspirația evanghelică a democrației și propune o democrație autentică, reală, adică diferită de forma pe care el o considera decăzută a democrației burgheze liberale dinainte de cel de-al doilea război mondial și diferită, desigur, și de alte forme de comunitarism sau de forme, să spunem, socialiste, marxizante, care reprezentau celălalt pol, să spunem, de atracție. Creștinism și democrație propune, efectiv, calea de mijloc, nu? E o pledoarie pentru democrația de inspirație creștină, nu pentru că ar fi o coloratură creștină a democrației, ci pentru că în esența ei, dacă o privim filozofic, democrația nu, modernă nu poate să fie înțeleasă fără lecția creștină, fără idealurile pe care creștinismul le-a cultivat de-a lungul istoriei lui, de-a lungul civilizației creștine. Creștinătatea profană dispare ca termen și rămâne doar această legătură între creștinism și democrație. Democrația ca antitotalitarism, ca singura formă de organizare, să spunem, socială și de guvernământ în care persoana umană, în demnitatea ei, poate să fie în centru și poate să fie respectată, potrivit lui Jacques Maritain. Deci vedem cât de contemporan fapt, cât de fundamental, am putea spune chiar rudimentar, dar să ne gândim că el scrie aceste lucruri în anii 40, le publică în 43. Și el devine prin această carte nu un promotor al creștin-democrației, ci un filozof, aș spune, al democrației. În continuare are această dimensiune foarte independentă, pe care și-a ținut-o cu strășnicie, să fie un filozof al democrației, nu o autoritate ideologică. Dar influența lui în planul creștin-democrației a fost foarte mare. Vă dau doar un exemplu. În 49, la Congresul Creștin-Democrației de la Veneția, democrației creștine italiene, o grupare care se afla mai la stânga, pentru că creștin-democrația, după cum știm, a avut mai multe curente, multe orientări. Unele au fost mai de dreapta, altele au fost mai de stânga. Și cumva ea a fost cupola sub care acestea s-au coalizat sau, și și-au concretizat politica. Ei bine, cei de la stânga, în momentul în care au fost întrebați ce doriți, ei au răspuns, umanismul integral. Este o anecdotă care a circulat foarte multă vreme și care reflectă, de fapt, influența pe care Maritain o avea la finalul anilor 40 asupra democrației creștine italiene, mai ales, mai puțin asupra în Germania, mult mai puțin, și apoi influența aceasta politică pe care a avut-o în America Latină, unde a avut discipol chiar pe un președinte. Președintele Chile a fost unul dintre ei în anii 60, a fost un discipol al lui direct, asumat, al lui Jacques Maritain. De asta spun că influența lui Jacques Maritain a fost, cred, mai degrabă la nivelul formulelor. A forjat formule care au avut destin, la nivelul unei viziuni care a fost apoi aplicată inclusiv politic, partinic, de către democrația creștină,
el neasumându-și, de fapt, rolul de maestru. Sau de ideolog. Sau de ideolog al acestei... De altfel, moștenirea lui politică a fost asumată în două direcții nu opuse, dar în orice caz distincte. Acest centrism al democrației creștine și o formulă mai de stânga, care este cumva fidelă inspirație originare de tinerețe a lui Jacques Maritain și care a continuat de-a lungul vieții lui până la sfârșit. Am spune, ca să, cum să spun, așezăm și geografic lucrurile, moștenirea lui europeană este mai degrabă dimensiunea asta centristă, iar moștenirea lui sud-americană e mai degrabă dimensiunea aceea care tinde spre stânga, nu? Da, și care are o origine în umanismul integral, mai degrabă decât în creștinism și democrație, care este încă o dată o carte fundamentală care introduce din perspectiva unui filozof aproape oficial al Bisericii Catolice problematica democrației ca singurul regim, dacă vreți, politic sau ca singura formă de civilizație care respectă demnitatea persoanei umane. Domnule Bogdan Tătaru Cazaban, timpul afectat emisiunii noastre, alocat emisiunii noastre, nu-mi place asta, afectat emisiunii noastre, deși e corect. Alocat emisiunii noastre se încheie aici, din păcate, tocmai când vroiam să pun întrebările esențiale și atunci ca moderator îmi cer scuze că n-am ajuns la ceea ce ne interesa, pentru că aș fi vrut să vă întreb și în ce măsură detectați în gândirea românească postcomunistă. Nu discutăm în vremea comunismului o anume influență, dacă există, acestui tip de creștin democrație, acestui tip de viziune creștină asupra democrației. Pentru că astăzi, din păcate, nu știu de ce, dar există acest sentiment că creștinismul este mai degrabă ceva ce se opune sau are rezerve față de democrație. Cam așa sunt unii prin România care încearcă să ne... Cam asta încearcă să ne spună unii prin România și evident că e fals și trist. Dar vreau să discutăm și despre asta cu dumneavoastră sau cu doamna Miruna Tătaru Cazaban cu o ocazie viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și îi invit pe cei care ne-au urmărit să-l redescopere pe Jacques Maritain. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție Europa Cristiană. Până săptămâna viitoare, când o să ne regăsim, vă îndemn, ca de obicei, citiți eventual Jacques Maritain și rugați-vă. O seară bună!